Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am găsit de aici, de la Strasburg, unde tocmai încheiem prima sesiune plenară a Parlamentului European după pauza de vară. Temele cele mai importante săptămâna aceasta au fost, în primul rând, energie. Cum ajutăm oamenii să facă față prețurilor crescute la energie, securitatea energetică și, în al doilea rând, Ucraina, cum putem ajuta în continuare Ucraina cât mai mult. Ce am făcut concret? Un lucru foarte important în care sunt implicat, în care am fost implicat săptămâna aceasta și la care voi lucra săptămânile următoare, este posibilitatea de modificare a planurilor naționale de redresare și reziliență pentru a introduce, a include investiții în energie, lucruri pe care am văzut după începerea războiului din Ucraina că trebuie să le facem, lucruri despre care am învățat că sunt necesare. Imediat după începutul crizei generate de coronavirus, Uniunea Europeană a lansat cel mai mare pachet de ajutor economic lansat vreodată, aproximativ 700 de miliarde de euro, din care România primește 30 de miliarde de euro pentru Planul Național de Redresare și Reziliență. După începerea războiului din Ucraina, prioritățile s-au schimbat, urgențele sunt altele și trebuie să investim în eficiență energetică, reducerea dependenței energetice de Federația Rusă, optimizarea, reducerea consumului energiei, surse regenerabile de energie, interconectare pentru a duce energia de acolo unde avem la țările în care tocmai e nevoie de ea. E nevoie de bani în alte domenii, de aceea, săptămâna aceasta am prezentat în Parlamentul European raportul meu cu privire la pachetul propus de Comisia Europeană, se numește REPowerEU, prin care să putem modifica planurile naționale de redresare și reziliență. Comisia Europeană a deschis această posibilitate. Săptămânile acestea, noi, Parlamentul European, trebuie să adoptăm legea. Și eu spun așa, unul la mână, e nevoie de fonduri suplimentare. Comisia Europeană a propus în total 20 de miliarde pentru toate statele. Trebuie să găsim surse suplimentare în plus față de cele 20 de miliarde. Doi la mână. Posibilitate pentru deschiderea, renegocierea planurilor naționale, pentru introducerea investițiilor ce țin de energie. Nu pentru priorități politice, pentru renegocieri politice nejustificate, însă pentru introducerea investițiilor în domeniul energetic, planurile trebuie să poată fi renegociate. Trei la mână. Mecanismul european de redresare și reziliență, la nivel european, este de aproximativ 700 de miliarde de euro. Cam jumătate credite, jumătate fonduri nerambursabile. Toate statele și-au accesat fondurile nerambursabile. Nu toate statele au accesat toate creditele ce le stau la dispoziție. Mai sunt aproximativ 220 de miliarde de euro la dispoziție. De aceea am cerut următorul lucru. Statele membre să aibă obligația să notifice Comisia Europeană dacă vor accesa creditele ce le stau la dispoziție, dacă nu, Comisia Europeană să pună acești bani la dispoziția țărilor care au nevoie de bani. Să ia banii de la țările care notifică că renunță la bani și se pune la dispoziția țărilor care vor să acceseze aceste fonduri. Noi, România, am accesat tot ce ni se cuvine și dacă rămân bani de la alte state, ar fi în interesul nostru să putem avea acces la acești bani pentru investiții în domeniul energetic. După aceea, tot săptămâna aceasta, președinta Comisiei Europene a ținut discursul anual privind starea Uniunii Europene. Temele principale au fost, evident, energie și Ucraina. În domeniul energetic a propus câteva lucruri importante. În primul rând, prețul la energie electrică este legat de prețul la gaze. Prețul la gaze a crescut, ca atare și factura la curent a oamenilor a crescut, câteodată nejustificat, fiindcă câteodată energia electrică vine din energie nucleară, a cărei producție nu este mai scumpă acum ca urmare a creșterii prețului la gaze. Ca atare, Comisia Europeană propune reformarea completă a pieței energiei, decuplarea prețului la electricitate de prețul la gaze, astfel încât dacă prețul la gaze crește, să nu crească automat prețul la curent, indiferent de sursa de generare a curentului. Cred că este o idee bună, susțin această idee. De asemenea, Comisia Europeană propune un mecanism de realocare a profiturilor excesive și nejustificate făcute de companiile din domeniul energetic anul acesta.
De exemplu, cum am spus, prețul crescut la gaz a dus la un preț mai mare la electricitate, indiferent de costul pe care acele companii l-au avut pentru a genera electricitatea. E nevoie să găsim un mecanism pentru realocare a acestor profituri nejustificate către întreprinderile mici și mijlocii care au nevoie și mai ales către oamenii care au nevoie, către consumatorii casnici. Tot săptămâna aceasta am votat 5 miliarde de euro fonduri suplimentare pentru Ucraina, asistență macrofinanciară, bani care vor merge din bugetul Uniunii Europene în bugetul Ucrainei pentru a putea fi folosiți de statul ucrainean acolo unde e nevoie, plata salariilor, a pensiilor, ajutorarea oamenilor afectați de război. Cred că este o decizie foarte bună. Așadar, săptămâna aceasta, posibilitate de accesare mai multor fonduri europene pentru investiții în domeniul energetic. Pentru ca acest lucru să fie posibil, lucrăm la renegocierea planurilor naționale și la modificarea legislației europene în acest domeniu, sprijin pentru Ucraina și măsuri în domeniul energiei care să reducă povara pentru oameni, să putem ajuta, să putem sprijini mai mult oamenii în săptămânile următoare. Mulțumesc că m-ați urmărit, mulțumesc că sunteți alături de mine, weekend plăcut și pe curând, la revedere!